diventare live su un live. Hey, this is Charlie Musselwhite, and I'm listening to Blues Stories on Radio Lynx. Hi, this is Rick Estrin of Rick Estrin and the Nightcats, and you're listening to Blues Stories on Radio Lynx. This is Tommy Castro, and you're listening to Blues Stories on Radio Lynx. Bună seara, dragi prieteni, bună seara tuturor. Bine, ne reîntâlnim aici la Poveștile Bluzului, la RadioLynx.ro. Numele meu este Marcian Petrescu. Îmi pare foarte bine că ne reîntâlnim. A fost o perioadă destul de țignită. M-am și mutat dintr-o locuință în care am stat 12 ani aici în București, m-am mutat într-o altă locuință unde sper să stau tot la fel de mult, pentru că, sincer, mutatul este o chestie care pe mine unul mă scoate din țâțâni. Numai în partea cu strânsul nu puteți să vă închipuiți cât de multe lucruri poate să adune cineva în, într-o, mă rog, într-o viață de om, ca să zic așa, că 12 ani totuși sunt aproape cât o viață de om. Bun, ce vreau să vă spun este că în această seară o să avem ocazia să ascultăm, o să aveți de fapt ocazia, că eu l-am ascultat albumul deja, să ascultăm două albume foarte interesante. Este vorba de Live at the Bush Hall 2007, Gary Moore în concert la Bush Hall în 2007, un album pe care, mă rog, care a apărut de-abia în 2014, a fost lansat la World Records în Japonia pe 10 septembrie 2014, iar în Germania și mai precis în Uniunea Europeană de Eagle Records pe 19 respectiv 22 septembrie 2014. Este o înregistrare dintr-un concert care făcea parte din turneul de promovare a albumului Closer You Get. Mi se pare că eu vi l-am prezentat cu ceva timp în urmă, acest album. Și, practic, concertul sună foarte bine și conține câteva piese pe care Gary Moore nu prea le-a cântat în concerte. Decât, mă rog, în cadrul acestor turnee, aici putem să numim Eyesight to the Blind, I Had a Dream, Don't Believe a Word, piese pe care le-a cântat, mă rog, le-a mai cântat și cu alte ocazii, Walking by Myself, Still Got the Blues. Mai avem aici și o serie de alte piese, The Blues It's Alright, pe care le-a mai cântat de foarte mult timp, Trouble at Home, 30 Days și așa mai departe. Bun, eu zic să nu mai lungim, pentru că albumul are ceva durată și n-are rost să o lungim inutil. Vreau să vă spun doar că piesele sunt foarte faine și sunetul este extraordinar și se aude o chitară adevărată pe acest album. Trebuie să vă spun că trupa din acest concert este formată din Gary Moore chitară voce, Pete Rees bas, Vic Martin claviatur și Brian Downey baterie. Așadar, domnilor, domnișoare și domnilor, îmi face o deosebită plăcere să vă prezint aici la Poveștile Bluzului Gary Moore Live at the Bush Hall, în 2007, un concert din turneul cu care el promova la vremea respectivă albumul Closer You Get. Audiție plăcută, eu sunt Marcian Petrescu, rămânem împreună până pe la ora 21:50 de minute. Thank you. Okay, we're going to be doing like a different set tonight, so going to be doing some stuff off the new album. Hope you don't mind, eh? Let's go.
do a Chuck Berry song. It's also off the new album. It's called 30 Days. It goes like this. Was called Trouble at Home. I made up my mind. I got trouble in my home. I got trouble in my home. And when the rain stops falling, I got a feeling I'll be alone.
tears and so much misery and pain. My baby keeps on crying, Lord, tears and so much misery. Well, I try to be a good man, but I keep going wrong again. Trebuie să te înțelegi simplu ca și cu natura. De aceea, nouă celor de la Dial Telecom ne place să facem lucrurile pe înțelesul tuturor. Așa că dacă ai nevoie de servicii de acces internet pe fibră sau transfer rapid de date, telefonie fixă sau soluții pentru call center, hosting sau VPN și alte lucruri ce trebuie simplificate, suntem aici pentru tine și afacerea ta 24 de ore din 24. Dial Telecom. Tehnologie cu față umană. Străinii spun despre noi că suntem o țară cu femei frumoase și inteligente. Noi considerăm că România e o țară de femei senzaționale. Întâlnește-le în fiecare săptămână la 121.ro live la radiolinks.ro. 121 live în fiecare miercuri de la 14. Pe internet, evenimentele live sunt la Radiolinks. Evenimentele live sunt la radiolinks.ro.
Da, bine mai cânta omul ăsta, frățioare, ce păcat că a murit. Cine n-a avut ocazia să-l vadă, a pierdut enorm. M-a avut noroc să-l văd cu un an înainte să moară, când a fost în România, la acolo, cum se numea, Zona Arena, în cadrul nu știu ce festival. Din păcate, nu a fost o, mă rog, nu a fost un concert doar al lui, ar fi fost extraordinar dacă era un concert numai al lui, dar a fost un... A fost un concert reușit în care a cântat preponderent piese din perioada de rock irlandez, Over the Hills and Far Away, Wild Frontier și așa mai departe. Bun, ce este foarte important, că mergem mai departe, după cum ați remarcat, primele trei piese s-au numit If the Devil Made Whiskey, 30 Days și Trouble at Home. Ca de obicei, în piesele lente, omul este absolut imbatabil, totdeauna a fost fabulos la slow blues-uri. Mergem mai departe, ascultăm Hard Times, apoi I'd Say to the Blind al lui Sonny Williamson și I Had a Dream. Gary Moore live at Bush Hall 2007. Să ascultăm poveștile blues-ului la Radio Links. Boy Williams' song is telling us called Eyesight to the Blind.
fancy mine. Well, you talk about your woman, wish that you could see mine. When a little girl start loving, she brings eyesight to the blind. Well, her daddy must have been a millionaire, you can tell it by the way she walks. Well, her daddy must have been a millionaire, you can tell it by the way she walks. When the little girl start loving, the deaf and dumb begin to talk. Well, I remember one Friday morning, we were lying in a bed. A man crossed the street, stopped dying, picked up his hand and said, I declare she's pretty. The whole state knows she's fine. When she walked down the street, she brings us out to the back. Do another one. It's called I Had a Dream. You go.
but my eyes were closed. I had a dream. That you were my queen, and I was your king. In the shadow of love,
soluția perfectă pentru tine. La birou sau acasă, izvorulcristalin.ro. Testează acum gratuit timp de 7 zile watercoolerul cu sistem de încălzire și răcire a apei. Izvorul Cristalin. 021-351-4255. Izvorul Cristalin. Apa pură la cel mai bun preț. Izvorulcristalin.ro. De 5 ani împreună. Da, mergem mai departe, dragi prieteni, un document audio, din punctul meu de vedere, de o valoare inestimabilă, este unul dintre ultimele concerte pe care le-a înregistrat Gary Moore și este un material foarte fain. De-aia zic să-l ascultați cu atenție, că e păcat să nu-l auziți. Vreau să vă spun că Gary Moore în timpul vieții a cântat de nenumărate concerte, a dat mii de concerte și cu toate astea, concertul ăsta din 2007, vreau să spun că este fabulos, foarte, foarte bine lucrat și mă bucur din tot sufletul că există această filmare cu el, adică acest material. Nu știu dacă s-a făcut și filmare, dar asta se poate verifica foarte ușor dacă intrați pe internet. S-ar putea să existe și sub formă de material video. Să mergem mai departe, să vedem ce am mai găsit pe aici prin așa. Să vedem ce mai găsim pe aici. Ia să am ales în felul următor. Too Tired, o piesă celebră din repertoriul lui Albert Collins, a cântat-o împreună și cu autorul. Apoi Gary's Blues și Don't Believe a Word, o piesă din perioada trupei Thin Lizzy. Să le ascultăm. Gary Moore at Bush Hall, 2007. Too tired to shake. I had a good poker hand. Too tired to win. I hear my baby calling. Too tired. And I'm tired. I'm tired. I'm tired. I'm tired. I'm too tired for anything. Tired to walk. Too tired to run. I hear my baby calling, but I'm too tired. I'm tired.
Not a word of this is true. Don't believe me if I tell you, especially if I tell you that I'm in love with you. Don't believe me if I tell you that I wrote this song for you. There just might be some other silly pretty girl I'm singing it to. Don't believe a word. It's words I've only spoken. And our heart is like a promise meant to be broken.
Okay, I've got to do a different kind of a song this time. One that's in tune, in time. Sounds really professional. Bine ați venit la radiolinks.ro. Introduceți un nickname. Aș vrea să fiu Superman. Dacă tu ești Superman, eu sunt criptonită. Sunt sensibil la 666. Buburuza 33. Cel mai mult și mai mult mi-ar plăcea să fiu Ștefan cel Mare. Steven the Great has joined radiolinks.ro. Intră și tu pe chatul radiolinks.ro. Ai liber la imaginație. Hi, this is Rick Estrin of Rick Estrin and the Nightcats, and you're listening to Blues Stories on Radio Links. Da, mergem mai departe, am mai pregătit două piese de pe acest album. O să mergem, intrăm și în partea a doua emisiunii cu ascultarea lui, pentru că merită. Ascultăm Walking By Myself al lui Jimmy Rogers, și pentru că tot în partea a doua emisiune o să avem Jimmy Rogers, albumul lui Della, ascultăm Jimmy Rogers aici cu Walking By Myself în interpretarea lui Gary Moore și celebra de acum piesă Still Got The Blues. Cea cu Gary Moore avea să revină la blues în 1990. Să le ascultăm. Live at Bush Hall, 2007. Yeah, they're gone.
you very much for coming tonight. Thank you. So easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found that love was no friend of mine. I should have known. So easy to fall in love again, but I found out the hard way it's a road that leads to pain. I found out that love was more than just a game, playing to win, but you lose. I've seen your face, but here in my heart there's an empty space you used to be. We'll be right back.
is Tommy Castro, and you're listening to Blues Stories on Radio Link. Hey, this is Charlie Musselwhite, and I'm listening to Blues Stories on Radio Link. Oh, boy. Da, dragi prieteni, mare, mare om, mare chitarist, un fenomen a fost Gary Moore. Mulți spun că, domne, a dat-o pe blues, că nu era bluesman, că habar n-avea. Eu vă spun că mă pricep, că vorba aia, sunt și eu muzician de blues. Ăsta știa bluesul mai mult decât îl știau alți englezi. Mă rog, el era irlandez și se spune despre irlandez că sunt negri negri de pe vechiul continent, ca să spunem așa, negri Regatului Unit. Dacă ne gândim la ce muzicieni au dat, a dat Irlanda, uite, Gary Moore, ne gândim la Rory Gallagher, care și el din păcate a murit, ne gândim la Van Morrison, care încă mai trăiește și scoate albume foarte bune și care are o voce, dacă nu știi că e alb, zici că e negru. Încă două piese de pe Live at Bush Hall, 2007, Gary Moore în concert, un document de o valoare, după părerea mea, inestimabilă. A apărut la World Records în Japonia pe 10 septembrie 2014, iar în Germania a apărut pe 19 septembrie 2014 la Eagle Records, iar la nivelul Uniunii Europene a fost lansat pe 22 septembrie 2014. Ultimele două piese pe care le ascultăm se numesc Sundown și The Blues It's Alright. Așadar, acest album are CD live, are 13 piese, cu mențiunea că Parisian Walkways există doar în varianta japoneză a acestui CD. Așa sunt japonezi totdeauna, la ei e ceva în plus, pentru că este altă piață și acolo se plătește bine, oamenii cumpără discurile și le downloadează mai puțin. Să ascultăm așadar în finalul acestui material muzical cu Gary Moore, Live at Bush Hall 2007, să ascultăm piesele Sundown și The Blues It's All Right. Audiție plăcută, eu sunt Marcian Petrescu, după aceste două piese revenim cu Jimmy Rogers. Okay, this is a song by Sunhouse, it's called Sundown. Skirts of town, late one evening I went out to the outskirts of town. And I chose me a seat in, watch the evening sun go down. Little girl, you know you don't broke my heart. You know you done broke my heart. And it's so sad to say that the best friends have to part.
You know I wakes up soon in the morning, and I'm feeling sick again. I said I wakes up soon in the morning, and I'm feeling sick again. I've been thinking about the good times that I once have had. But I said, little girl, your little trouble coming home one day. Your little trouble coming home one day. And you're gonna be sorry for treating poor me this way. You know people don't seem to like it when you try to be loving and kind. I said people don't seem to like you when you try to be loving and kind. One day they're coming after you, and you better change your mind. You know the blues is a way old hot disease. I said the blues. Heart disease. Well, you try to love somebody and it's so doggone hard to please. You know the sun is going down behind that old western hill. The sun is going down behind that old western hill. Well, I never practiced nothing, but I'm sure my little baby will. Thank you very much. Thank you. Thank you. There's a little Milton song. It's called "The Blues Is All Right." Say,
that the blues is back. And it's here to stay. All right, every day.
much, God! Thank you so much! Thank you! Cu tehnologia ar trebui să te înțelegi simplu ca și cu natura. De aceea nouă celor de la Dial Telecom ne place să facem lucrurile pe înțelesul tuturor. Așa că dacă ai nevoie de servicii de acces internet pe fibră sau transfer rapid de date, telefonie fixă sau soluții pentru call center, hosting sau VPN și alte lucruri ce trebuie simplificate, suntem aici pentru tine și afacerea ta 24 de ore din 24. Dial Telecom. Tehnologie cu față umană. Hi, this is Rick Estrin of Rick Estrin and the Nightcats, and you're listening to Blues Stories on Radio Links. Hey, this is Charlie Musselwhite, and I'm listening to Blues Stories on Radio Links. This is Tommy Castro, and you're listening to Blues Stories on Radio Links. Da, domnilor, domnișoare și domnilor, am revenit aici la Poveștile Bluesului, mai avem vreo 26 de minute în această emisiune și vreau să, pentru cei care poate n-au ascultat niciodată acest album, vreau să trecem prin câteva piese de pe albumul Ludella, lansat de către Jimmy Rogers, cel care a fost chitaristul lui Muddy Waters foarte, foarte mulți ani. O să ascultăm acest album, care este un album fabulos, o să vă convingeți de chestia asta. Știți că eu de obicei nu aduc albume slabe la emisiune, pentru că n-are rost să ne pierdem vremea, ca să zic așa mai pe românește. Este un album foarte interesant, un album lansat în 1990 și care a produs o impresie foarte bună. Practic este unul dintre ultimele albume de studio al lui Jimmy Rogers și sună incredibil de bine. Detalii vă dau după primul calup de piese, haideți să le ascultăm.
Won't you say, boy, let's rock this house tonight? What you say, boy, let's rock this house tonight? My baby's in town, you know we're gonna rock tonight. She's a tall, naked woman, you know she's built for speed. She's a tall, naked woman, you know she's built for speed. Crazy about my baby, she's got everything I need. We're gonna rock. Rock this house, 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 we're gonna rock. Rock this house tonight. Absolut fabulos putea să sune trupa asta, nici nu-i de mirare dacă stăm să ne gândim că alături de Jimmy Rogers se aflau câțiva veterani ai bluesului din Chicago, bateristul Ted Harvey, îl avem și pe Willie Big Eye Smith, există la pian Pinto Perkins, Calvin Fuzz Jones bass, și mă rog, apare Hugh și Huber Samlin, iar la muzicuță Kim Wilson, absolut demențial. Să le ascultăm în continuare. Tell the world.
just trying to get it on with you. Look out, man. We'll be right back.
am soluția perfectă pentru tine. La birou sau acasă, izvorulcristalin.ro. Izvorulcristalin.ro. Testează acum gratuit timp de 7 zile watercoolerul cu sistem de încălzire și răcire a apei. Izvorul Cristalin. 021-351-4255. Izvorul Cristalin. Apa pură la cel mai bun preț. Izvorulcristalin.ro. De 5 ani împreună. Străinii spun despre noi că suntem o țară cu femei frumoase și inteligente. Noi considerăm că România e o țară de femei senzaționale. Întâlnește-le în fiecare săptămână la 121.ro live la radiolinks.ro. 121 live în fiecare miercuri de la 14. Pe internet, evenimentele live sunt la Radiolinks. Da, dragi prieteni, nu mai avem mult timp, mai avem două piese pe care vreau să vi le ofer. Se numesc Liudela, pe piesa care e de titlul acestui... Gold Tail Bird de pe albumul Liudela și Sloppy Drunk, două piese de referință din repertoriul lui Jimmy Rogers. Și cu aceste două piese se încheie și emisiunea de astăzi. Practic am reintrat în normal cu aparițiile radio. De acum încolo o să am mult mai puține deplasări, m-am liniștit și cu mutatul. Pentru cei care sunteți pe 1 mai la Râmnicu Vâlcea, vă aștept la AB Stage Bar la un concert absolut fabulos. Marcian Petrescu, trenul de noapte, într-o formulă inedită. O să prezint și nouul meu sistem de sune de muzicuță. Este ceva, sincer vă spun, nu mă laud aiurea, o chestie unică în Europa și curând va fi unică în lume. Un sistem de captare, amplificare și redare a sunetului de concepție proprie. Vă aștept la Abbey Stage Bar în Râmnicu Vâlcea pe 1 mai, undeva câte ora 22, 22, 30 o să dăm drumul la cântare. O să fie un concert foarte fain, cu ocazia asta aniversăm și noi 15 ani de activitate cu trenul de noapte. Și da, dragi prieteni, pentru cei care mă ascultă, mă ascultă în momentul ăsta pe radiolinks.ro la emisiunea Poveștile Bluzului, da, eu sunt Marcian Petrescu, cel care a participat la România au Talent și dacă se întreabă cineva ce n-am căutat eu acolo, răspunsul este foarte simplu, m-am dus să promovez muzicuța, în primul rând, să promovez bluzul în al doilea rând și să promovez muzica normală cu texte normale care au un cap, o coadă și un cuprins. Într-un cuvânt, muzica de calitate. Așadar, rămâneți cu muzică de calitate aici la Poveștile Bluzului, la radiolinks.ro. Până săptămâna viitoare, eu sunt Marcian Petrescu, vă mulțumesc pentru atenție, vă urez o seară cât mai plăcută și să ne revedem cu bine luni la aceeași oră, ora 20, la Poveștile Bluzului, la radiolinks.ro. Până atunci, audiție plăcută. Jimmy Rogers cu piesele Gold Tail Bird și Sloppy Drunk. Audiție plăcută. Thank you very much. That was Perkin. Now we're gonna dig down a little deep into the blues here. Pull up your lines, great, lay back and listen to the lowdown dirty blues. Gotta leave here. Gonna catch me a gold tail bird and ride. What's your name? I've gotta leave here. Catch me a gold tail bird and ride. If I can't find my woman, people, I just won't be satisfied. I'm going to California. We're gonna stop in New York too. Then I'm going on into Atlanta, Georgia. Stop in Austin, Texas, too. I'm gonna leave you, baby. Catch me a gold-tailed bird ride.
If I can't find my woman, people, I just won't be satisfied. Stop in Tennessee. I know she has the people there. Yeah.